Ceea ce vedem noi aici sunt niște excepții. Nu asta e Sahia. Asta este absolut vârful icebergului, lucrurile pe care încercăm să le selectăm în momentul ăsta, pentru că ne gândim noi că merită un pic reconsiderate. Dar alminteri a existat o întreagă producție, să zicem, rutinieră la Sahia. Tot felul de subgenuri care au apărut, mai ales în anii 80, când lucrurile au devenit din ce în ce mai delicate, au apărut tot felul de subgenuri de supraviețuire, da? S-a făcut foarte mult film despre artă, s-au făcut foarte multe filme istorice, s-au făcut foarte multe, cum zicea Moscu la un moment dat, că era o glumă despre ce înseamnă documentar. Filmul în care filmez documente în interior. Deci cumva oamenii se retrăgeau și filmau ba picturi, ba documente, ba tot felul de lucruri care erau considerate nepericuloase. Cei care aveau ceva de pierdut, cei care poate că obosiseră, erau mai vârstnici. Către anii 80 se adunaseră tot felul de generații la Sahia. Ce vedem noi aici, ultimele două filme, erau făcute de oamenii care tocmai intraseră în Sahia, erau foarte tineri, n-aveau încă nimic de pierdut, erau ei cu ei înșiși, motiv pentru care jucau pe cărțile astea și spuneau, vom vedea ce va fi. Ceilalți cumva intraseră într-o zonă de, așa, self-preservation. Cum îmi spunea Boian Giu, omul cu cazul D, care sigur că era mai vârstnic în anii 80, tot în Sahia, și îmi spunea, ei, când era vorba de, dacă e să vorbesc despre Sahia în anii 80, viața în Sahia era un fel de, hai să ne îmbunătățim viața în celulă, dar niciun caz să încercăm să ieșim din ea. Deci cam asta era, permanentizarea, generalizarea asta, comunismul care nu se sfârșește și rămâi împietrit cu privirea în viitor, dar știi că acolo ești, nu mai poți ieși din tipul ăsta de privire impusă. La cenzură se concentrau pe text și mai puțin pe imagine. Imaginea nu prea poate să fie cuantificată, nu? Și atunci o cam lăsau să treacă, mai ales dacă era mai complicată decât ce putea să ducă IQ-ul lor, imaginea trecea în general. Dar textul era cumva cenzurat la sânge și atunci era foarte important ca pe text să se spună lucrurile necesare. El a fost vinovat, el n-a făcut asta, eu poate n-am făcut asta, n-am făcut proces verbal, etc. Deci putem foarte bine să tăiem sonorul și să ne uităm la filmul ăsta strict vizual și abia atunci ne dăm seama ce cinema putea să se facă în momentul în care aparatul de cenzură nu intervenea. Acum, apropo de... Evident că cenzura se întâmpla și pe vizual în momentul în care erau lucruri cu totul extraordinare care nu puteau să intre într-un film făcut la mijlocul sfârșitul anilor 80. Filmul lui Laurențiu Damian, care e penultimul, cel dinainte, acel cu colonia de muncă, tot așa îmi povestea Laurențiu Damian mai de mult într-un interviu, pe el l-a interesat foarte tare momentul sărbătoririi respective la care se cântă muzică, se recită poezii cu minere, etc. Dar că l-au interesat mai ales pregătirile și că a filmat foarte mult și că a încercat să lase o secvență în care tabloul lui Ceaușescu, pe care îl vedem pe partea din, cumva în spatele, in the background, era încă pe jos și nu fusese încă montat acolo unde trebuie. Și primele versiuni așa au fost. Motiv pentru care a fost un scandal uriaș în Sahia după ce filmul a ajuns la cenzură. Laurențiu Damian s-a dus să vorbească cu Ștefănescu, cel care se ocupa de aparatul de cenzură la momentul respectiv. Și am pus un link, dacă sunteți curioși, pe website cu povestea întreagă extrasă din interviu. Oricum, ideea este că atât de tare l-a supărat pe omul respectiv secvența cu tabloul lui Ceaușescu pe jos, încât Damian a fost retrogradat și a făcut pe electrician vreme de câteva luni, până când a uitat oamenii. La fel și Bose, la momentul respectiv, pentru că a fost implicat în așa numita mișcare transcendentală, la momentul la care făcea filmele astea, fusese retrogradat de la, nu știu, jobul obișnuit de regizor care să facă filme pentru distribuție, deci nu i s-a mai permis să facă film de distribuție de cinema și a fost trimis să facă numai filme de protecție a muncii. Mai sunt câteva, pe unul l-am dat anul trecut, la fel de extraordinar ca și ăsta de astăzi. Mi se pare interesant pentru că asta a fost până la urmă spre binele lui și spre binele cinematografiei românești, dacă vreți,
Asta în măsura în care suntem dispuși că atunci când vorbim de cinematografia românească să ne uităm dincolo de film de ficțiune, dincolo de filmul cu care suntem hrăniți în mod imediat și să includem și genurile astea marginale, pentru că Bose a făcut cinema de foarte bună calitate în filmele astea, care până acum nici măcar nu au fost incluse, pentru că au fost considerate, cumva nu au fost incluse în canonul nostru documentar, să spun așa, pentru că au fost considerate genuri marginale, nu? La fel și cazul de e un film cu totul excepțional în peisajul documentarului românesc, filmul despre investigația făcută de Mihai Stoian, jurnalist la Scânteia, Alexandru Boiangiu, regizor, tocmai pentru că Boiangiu a avut un profil profesional cu totul special. Foarte puțini regizori au făcut investigații în Sahia la momentul respectiv. Practic, el e numărul unu și au mai fost câteva accidente care, zic eu, nu s-au ridicat la același nivel. By the way, ați observat cum ținea microfonul mascat cu pachetul de țigări. Asta îmi place foarte tare. Și ați observat probabil și sunetul, cât de cumplit este sunetul la proiecția cealaltă, pe care din păcate am făcut-o de pe DVD și n-a mers foarte bine. Întreba cineva, ce e sunetul ăsta cumplit când vorbesc ei? Sunetul ăla e aparatul. În momentul în care se face sunet sincron, aparatul era cel blimpat, era îngrozitor, făcea zgomotul respectiv și ați văzut la cadre când se trece de la sunet sincron la nesincron, dintr-o dată uruitul ăla cumplit se oprește. Și din nou, asta e fundamental pentru modul în care arată documentarul românesc și istoria documentarului românesc, pentru că oamenii, fiind conștienți de povestea asta, au început să evite și au evitat foarte multă vreme sincroanele în documentarul românesc, motiv pentru care dacă ne uităm la documentarele românești în relație cu cele făcute în celelalte țări din regiune, de exemplu, vedem că la noi stilul era să avem vocea pe off, deci să nu fie, omul spune ceva, dar noi auzim vocea înregistrată altă dată, pur și simplu pentru că pentru că tehnic era foarte dificil și se auzea uruitul și oamenii mai degrabă fugeau decât să spună ceva. Și doi, pentru că lucrând cu sunetul off, zic eu, asta le permitea să-l prelucreze foarte mult. Deci cumva să curețe ceea ce se spunea și ca să înghesuie mai mult. Filmele erau scurte, 10-12 minute, deci voiai ca discursul să fie cât mai concentrat, dar și ca să poți scoate ceea ce se spune în cazul în care e ceva neconform ideologic. Asta avea niște consecințe fundamentale la nivel estetic și strict la nivelul a ceea ce putea să intre în film. Mineri dezbrăcați la duș în cinemaul românesc dinainte de 89, no way. Da? Doar pentru că nu treceau pe la cenzură, a reușit Bose să includă ceva de tipul ăsta. Care sigur că dă cu tot o altă notă de realism decât ar fi dat un film convențional. Pardon, un film convențional care ar fi fost cenzurat, nu? Tot așa, cât de disjunct e discursul vizual, da, de cel textual. Pe audio, oamenii spun povestea accidentului, totul este bifat, până la urmă mortul e vinovat, plus alți câțiva mai puțin, că asta era ideea. Pe vizual, poți să faci niște coreografii extraordinare, care rar au ceva a face cu ceea ce se întâmplă pe sunet. Îmi spunea la un moment dat când am făcut un interviu că pe el îl interesa să facă pieta cu mineri. Și e momentul ăla, evident că e o reconstituire, nu? După ce îl ridică pe muncitorul respectiv care a murit în accident, avem o secvență cu ei pe un cărucior în care unul îl ține așa și îmi spunea cât de mult s-a chinuit să filmeze secvența aia, pentru că lui chiar i-a admitea de pieta. Arăta o căpătură în sistem. Adică lucruri care nu merge automat. Deși minimalizată și ca să se perfecționeze, dar oricum chiar cred că e surprinzător. Da. Și al treilea lucru, comparativ cu azi, cu perspectiva de astăzi, că privau tot timpul în viitor spre progres, în tau oarecum de trecut, deși era imaginea din interbeliu, care iar m-am surprins, subiect acum. În timp ce astăzi privim mai mult, încercăm să ne ținem de prezent și de trecut, că se schimbă tot mult prea repede. Și atunci nu-i deranja chestia asta.
Da, în oarecare măsură, da, dar sigur că ei priveau spre viitor și pentru că asta era ideologia, nu? Noi trăiam în prezent cu gândul viitorului, acum e rău, dar vine viitorul și scăpăm. Existau tot felul de trecuturi care erau periculoase și regizorii aveau și în criteriile lor, știau, nu te duci la trecutul foarte apropiat, că te arzi, te duci cât mai departe posibil, cât mai cultural, către figuri din cultură care să nu fi fost, să nu fi avut foarte semnificativă atingere cu politica, pentru că oricând se putea găsi ceva care să-ți zboare filmul din proiect sau să nu ți-l lasă să iasă pe ecran sau așa. Povestea asta cu, da, încotro te uiți, sigur că e cumva mai complicat.